Primarul Sucevei Ion Lungu a anunțat că în noaptea de Revelion va fi organizat un foc de artificii în centrul orașului. Ion Lungu a spus că a luat această decizie ca urmare a noilor măsuri de relaxare care au fost propuse marți seara de Comitetul Național pentru Situații de Urgență. Vis-a-vis de măsuri de relaxare pe care vrea să le anunțe guvernul, și astăzi înțeleg că este o ședință de guvern, ce putem spune astăzi? Că municipalitatea, în baza a ceea ce am văzut aseară prezentat domnul Raed Arafat, va organiza un foc de artificii în centrul municipiului Suceava la noaptea dintre ani, de data de 31 decembrie. Și sigur vom vedea mai departe dacă mai avem și alte măsuri de relaxare.